de etablerea discursului meu și m-am hotărât să vorbesc despre oportunități pentru că pentru mine să fiu aici este o oportunitate. Eu de obicei îmi pregătesc discursurile, la primul meu discurs am făcut febră musculară când m-am plimbat prin casă și nu am repetat. Și m-am hotărât după să fac ceva diferit, fac PowerPoint. Săptămâna trecută văd următorul mesaj. Următoarea întâlnire de la Public Speaking are loc în Herăstrău. Vă mulțumesc! În sfârșit mă hotărâsem să folosesc și PowerPoint. Așa că e o oportunitate, a trebuit să modific lucrurile. Și n-am avut timp să repet foarte mult încât să fac febră musculară. Vă mulțumesc! Am ales să vorbesc sau să povestesc patru întâmplări din viața mea care, în momentul respectiv, pentru mine, au fost adevărate catastrofe, niște tragedii. Pentru ca mai apoi, după o perioadă de timp, să-mi dau seama ce beneficii mi-au adus. Cât n-ați avut astfel întâmplări? Ce să le iau cronologic. Prima astfel de oportunitate a venit în clasa 5-a, când am descoperit profesori. Și atunci, în clasa 5, am avut o profesoară de matematică care vrea să-și atragă copii la meditație. Și a găsit o modalitate foarte ingenioasă de a face acest lucru. Ne dădea teme din lecțiile pe care încă nu le predase. Așa că, neavând o frate sau o soră mai mare care să mă ajute și nu neputând să mă duc de fiecare dată la părinții mei, apeleam ori la colegi, ori la profesoară. La un moment dat, profesoara, exasperată de comportamentul meu inadecvat, a chemat-o pe mama la școală. Fata dumneavoastră nu învață, fata dumneavoastră nu știe, fata dumneavoastră nu-și face teme. Și nu. Dar poate fata dumneavoastră ar dori să facă niște meditații, să facă o pregătire în plus. Care mama mea, foarte naivă de altfel, a spus următorul lucru. Uitați, o să vorbesc cu Maria și dacă este, din al doilea semestru o să facă meditații. În al doilea semestru m-am mutat din clasă. M-am mutat la altă clasă și pentru prima dată în viața mea m-am îndrăgostit. Eram sigură, o să văd cel puțin o față care să fie, devine discurs interesant. Să fie rușine, m-am îndrăgostit de profesoara de matematică din a doua clasă. Rușine. M-am îndrăgostit de profesoara aceasta și dacă inițial matematica mi se părea un lucru urât, de care nu-mi plăcea, chei de la mine, stai departe. Mai apoi am vrut să o impresionez pe respectiva profesoară. Am vrut să-i demonstrez că știu că m-am mutat acolo pentru că voiam să învăț. Am mers la olimpiade, am făcut exerciții în plus. Am vrut să-i demonstrez că știu și că pot. Și astfel mi-am format un mod de a gândi. Inițial, a fost o provocare. Puteam pur și simplu să renunț, să urăsc pentru toată viața matematica. Și am găsit în acea problemă o oportunitate să mă dezvolt, să mă transform. Următoarea întâmplare de care am fost profund marcată a fost alegerea liceului. Toată clasa a 8-a, dacă mă trezeai noaptea din somn, îți spuneam următorul lucru. Sunt în liceul X. Am un anumit grup de colegi, am un anumit profesor. Asta visam noaptea. În schimb, dacă o trezeai pe mama mea noaptea, spunea, o visez pe fata mea, pe Maria, ducându-se la liceul Y, având un anumit tip de colegi, un anumit tip de profesor. Bineînțeles, părerea lui tata nu a contat. Și a venit examenul de capacitate. Sau teste naționale, nu mai știu exact acum cum se numește. Și toată viața mea, de fapt, din clasa 1 până în clasa 12, m-am evaluat foarte bine. Am știut foarte bine, aproape perfect, ce notă merit. Și a venit facultatea, iar notele la facultate vin din triunghiul Bermudelor. Nu o să iau examenul, iau 9. Ok.
dacă voi spuneți, mie îmi convine. Și pentru prima dată în viața mea, și singura dată în viața mea, la capacitate am luat la examenul de limba română un punct în minus față de cât apreciasem eu. O întreagă tragedie pentru mine. Am plâns 2 zile. 5. Am făcut contestație, am primit aceeași notă. A fost completă tragedie pentru mine în acel moment. Am considerat că nu sunt destul de bună, că nu am notă destul de mare pentru a intra la respectivul liceu. Așa că am renunțat complet la opțiunea respectivă. Norocul meu a fost însă că mama mea nu a renunțat la opțiunea ei. Și am ajuns la liceul Y. Și am descoperit că ceea ce îmi dorisem eu toată clasa 8-a s-a întâmplat. Am avut acel anturaj, acel grup de colegi pe care și eu și mama mi-l dorisem pentru mine și acel tip de profesor model. Cât dintre dumneavoastră ați avut doar profesor model? Mulțumesc, mă tinta chiar prăzut, singura. Am avut, bine, am avut 2 profesori mai puțin drăguți din punctul meu de vedere, dar majoritatea au fost extraordinari și am învățat enorm de la ei. Ironia este că în anul în care eu am intrat la liceu, cei 2 profesori pe care i-am adorat pur și simplu în timpul liceului, să se mute de la liceul X la liceul Y unde am intrat eu. Deci nu am ajuns eu la liceul respectiv, a venit liceul la mine. A treia întâmplare și oportunitatea le aplic acum. Și pentru a ajunge la ele o să fac o mică paranteză. Cum spunea Paul, împlinesc în toamnă 22 de ani. 21 de ani jumătate eu am fost extrem de timidă. Mai mult de 21 de ani jumătate am fost extrem de timidă. Extrem de timidă. Și mi-a plăcut în penultimul discurs al Felicei, a spus la un moment dat, mi-e milă de băieții pe care i-am cunoscut pe la 20 de ani, pentru că eram o fiară. Eu de obicei mă uitam urât și fugeam. Literalmente fugeam. Așa că în clasa noua, în liceul Y, am intrat în clubul de dezbatere. Am zis, trebuie să schimb timiditatea, felul în care vorbesc, trebuie să modific lucrurile. Am intrat în clubul de dezbatere, lucru care n-a avut deloc legătură cu faptul că îmi plăcea de un băiat din club. Apărarea mea era mică și naivă. Și în acel an, în clasa noua, am participat la o competiție regională de dezbatere desfășurată la Ploiești și am fost ok, încerc, e ceva nou, o să mor de frică, o să încep să mă bătui, dar încerc. Și din clubul meu spre Ploiești am plecat 10 persoane. S-au făcut 3 echipe și am rămas eu, fără echipă. Eu cu cine votez? Și așa cum este soarta minunată, mi s-au dat 2 coechipieri. A trebuit să fac echipă cu 2 băieți din Buzău. 2 băieți din Buzău. Au fost 2 zile extrem de palpitante. Cum spunea Felicia, dacă aș putea să le cer scuze acum. Foarte palpitante. Și am învățat 2 lucruri în acele 2 zile și 2 nopți cât am stat acolo. Primul. Atunci când persoana din patul de lângă tine sfore, nu o întoarce pentru că o să înceapă să sfore mai tare și nu mai dormi deloc. Și al doilea lucru, am descoperit 3 modalități diferite de a dezbate. Era același format. Și noi cei din București, cei din Buzău și cei din Ploiești aveam același mod de a vorbi, același format. Dar erau anumite particularități pe care apoi le-am folosit, le-am exploatat în următoarele discurse. Chiar și acum, felul în care vorbesc, am preluat ceva din discursurile respective. A fost o oportunitate. Am murit de frică. A trebuit să vorbesc cu 2 băieți în clasa nouă, eu îi semne timidă. 2! Nu unul! Dar am făcut-o. Am avut
curajul să fac acest lucru. Ultima întâmplare are tot legătură cu școala, și anume examenul de bacalaureat. Dacă mi-am luat-o la capacitate, hai să fac complet treaba, hai să-mi iau și la bacalaureat. Dar de data asta știu ce am greșit. Cât dintre dumneavoastră nu au greșit la lucrurile ușoare de la examen sau la testele grilă? Da. Pe toate lucrările mele, din generală, de la profesorii de la matematică, profesoara de care eram îndrăgostită, încă o dată rușine pentru cine aia era s-a îndrăgostit, pe toate lucrările mele trebuia să scrie unul dintre următoarele lucruri. Nu știe adunare, nu știe scădere, nu știe înmulțire sau nu știe împărțire. Nu pentru că nu le știam, ci pentru că pentru mine era important modul în care ajungeam la respectivul rezultat. Ce pași urmam să ajung acolo. Nu conta că ajungeam la 2 sau la 3. Lucru pe care, mai mult de 4 ani după, l-am făcut la bacalaureat. Dacă cineva mi-ar spune am greșit la prima parte la bacalaureat, n-am făcut partea a doua, respectiv a treia bine, n-aș crede, dar mi s-a întâmplat. Așa că nota mea la matematică la bacalaureat a fost foarte, foarte jumulită. Din prostie, dar foarte bun. N-am mai plâns. Acum știam, ne-am făcut-o eu, adică trebuie să recunosc acest lucru. Și nota aceasta, alături de notele de la admitere, am dat admitere la matematică și la fizică, unde am greșit cea mai ușoară grilă de la fizică. Nu mi-aduc aminte exact ce am greșit, pentru că am blocat amintirea respectivă, dar am greșit cea mai simplă grilă. Notele acestea m-au pus într-o grupă și într-o serie de oameni geniali. Nu spun că cealaltă grupe, cealaltă serii, oamenii sunt mai puțin sau mai mult genial, mai inteligent, mai puțin inteligent, ci că am ajuns exact unde mi-am dorit. Am colegi și profesori care îmi sunt model. Colegii mei sunt model pentru mine. Felul în care vorbesc, felul în care se comportă, extraordinar. Cum spuneam, Paul sună calculatoare și noi râdem foarte mult, deși recunoaștem că în general e adevărat, de următoarea glumă. Doi ingineri repară un televizor. Unul, și altul, Noi râdem pe glume de acest gen, dar putem să vorbim, putem să discutăm, ceea ce e impresionant. Cât dintre dumneavoastră nu ați avut o astfel de întâmplare care a devenit o oportunitate să vă transformați? În final, după ce se termină întâlnirea, vreau să vă gândiți un pic ce a lăsat în urmă, cum v-a transformat respectiva întâmplare, să vă dați seama că deși în acel moment, acestea nu au fost cu adevărat catastrofe, dar pentru mine în acel moment au fost catastrofe. V-am spus că trebuie să vorbesc cu doi băieți? Da. Pentru mine în acel moment au fost catastrofe. Gândiți-vă un pic cât de norocos sunteți că vă aflați astăzi în locul în care vă aflați. Bine, dacă doriți, pe scaunul pe care vă aflați. Vă mulțumesc și vă doresc o dimineață.